Să deschidem Cartea Sfântă după această cântare care, într-un fel, a pregătit mesajul. Să deschidem Cartea Sfântă în Evanghelia după Luca. Vom citi de la capitolul 13, începând cu versetul 6. Luca 13, versetul 6. El le-a spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l, la ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face roadă. Dacă nu, îl vei tăia. Până aici. Într-o clasă de la un seminar teologic, tinerii studenți îl așteptau pe profesor. Se anunțase un test la omiletică. Acea materie care te ajută în predicare și se gândeau tinerii studenți oare ce test o să fie, vor fi întrebări, că în timpul anului noi mai mult am avut practică, dincolo de ce am învățat despre stiluri de predici, în fine, și profesorul intră în clasă, erau șocați, de-abia așteptau să vadă cum va fi testul, care va fi testul de fapt, și profesorul spune, puteți să aveți Bibliile deschise, testul se va da cu Biblia deschisă, și spunea acest profesor, aveți la dispoziție 3 ore. Examenul constă dintr-un subiect alcătuit din 3 părți. Iată subiectul. Imaginați-vă că nu mai aveți de predicat decât o singură dată. Este ultima ocazie în viața voastră. Alegeți-vă textul și dezvoltați-l. Și imaginați-vă ce povară, ce greutate pe umerii acelor tineri. Ultima predică. Ultima ocazie pe care o avem. I-am înțeles pe acești tineri pentru că atunci când am înțeles că va trebui să stau înaintea dumneavoastră în ultima duminică din an, având ultima ocazie să vorbesc în acest an, să deschid, să aleg un text și să spun ceva, îmi dați seama ce responsabilitate și cu greutate am ales acest text, pentru că mi-am dat seama, este textul la care ar trebui să medităm împreună, este textul la care m-am gândit în ultima perioadă, pentru că vă mărturisesc că am stat înaintea lui Dumnezeu și cred că ar trebui fiecare dintre noi să ne oprim, poate, ce zic, măcar la acest sfârșit de an, să putem sta înaintea lui Dumnezeu și să zicem, Doamne, cum sunt? Doamne, cum sunt eu înaintea Ta? Pentru că, dincolo de ce spun oamenii, dincolo de ce poate să spună un tânăr când ies, când îmi spune mulțumesc, e ceea ce contează, ceea ce contează, ce spune Dumnezeu. Am ales această pildă pentru că ar trebui să ne regăsim fiecare dintre noi în ea. Domnul Iisus Hristos a rostit o pildă mică și totuși atât de profundă. Foarte ușor ne dăm seama încă de la început că omul, stăpânul, proprietarul este Dumnezeu. Zmochinul prezentat aici, în sens general, ne reprezintă pe fiecare dintre noi. Oare m-am gândit de ce Domnul Iisus Hristos a folosit exemplul zmochinului? De ce nu a ales un alt pom? De ce, nu știu, un palmier sau altceva care să aducă roade, eu știu, mai pentru noi astăzi să înțelegem? De ce smochinul? Și au cercetat oamenii și s-au gândit și au dat seama că smochinul reprezintă comparația cea mai bună cu noi oamenii. Spre exemplu, au descoperit și noi cu toții știm, cei care citim Scriptura, smochinul este primul copac amintit în Biblie. În Geneza capitolul 3, la versetul 7, smochinul este primul pom amintit
acolo. Ce trebuie reținut însă, o caracteristică remarcabilă a smochinului este rodirea lui. Rodirea lui. Niciun pom nu aduce roadă așa cum aduce smochinul. Se pare 10 luni din 12 într-un an, el are roadă. 10 luni. El poate să producă până la 3 culturi pe an. Interesant, mai întâi apar fructele și apoi frunzele. Smochinul prezentat în text, în această pildă, trebuia să aducă roadă. Ăsta a fost scopul specific cu care stăpânul l-a pus acolo. Un om, am citit noi versetul 6, un om avea un smochin sădit în via sa și te gândești ce o căuta un smochin în vie. Un smochin în vie. M-am gândit și am zis, asta a fost inițiativa, asta a fost planul stăpânului. M-am gândit că stăpânul l-a luat dintr-un pământ fără posibilitatea de rodire, l-a luat dintr-un pământ, nu știu, dintr-un loc sălbatic, acolo unde poate erau pietre, și l-a dus într-un loc special unde putea să aducă roadă. Era un loc testat, un loc în care via, deja era acolo o vie roditoare. Îmi place că stăpânul a creat toate condițiile ca smochinul acesta să aducă rod. L-a pus în via sa și smochinul ar fi trebuit să aducă rod. 3 recolte, spuneam, dacă era sănătos, poate 3 recolte pe an. Și cu toate astea, descoperim că a venit stăpânul la smochin și nu a găsit rod. Și n-a găsit, ne spune textul. Îmi imaginez dezamăgirea stăpânului, îmi imaginez că investise, se ocupase atât de mult de el. A avut anumite așteptări și așteptările astea au fost dezamăgite. Așa cum am stat înaintea lui Dumnezeu, vă mărturisesc și am zis, oare ce așteptări a avut și așteptările astea au fost înșelate? Oare de câte ori Dumnezeu în dreptul meu s-a oprit să vadă cum stau lucrurile, să vadă dacă în lucrul ăla am scăpat, dacă s-a văzut vreo schimbare sau nu și a fost dezamăgit. V-ați gândit vreodată și măcar la acest sfârșit de an, puteți să priviți spre viața dumneavoastră și să ziceți, să vă imaginați cum stăpânul se oprește și zice, am așteptat să văd ceva aici, să văd o schimbare în domeniul ăsta și nimic, de atâta timp. M-am gândit că i-a făcut loc în vie, a sacrificat, poate în zona aceea, a sacrificat vița de vie, pentru că el crește înalt, smochinul și stufos, face umbră în jurul lui, așa că nimic nu putea să crească pe lângă el. I-a pregătit poate un loc special unde să rodească și a sacrificat unele vițe. A venit la el și nu a găsit rod. Atunci, versetul 7, i-a zis vierului, iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta. O altă traducere, m-am uitat, o altă traducere spune și mi-a atras atenția, iată de 3 ani tot vin și caut fructe în acest smochin, dar nu am găsit niciodată. Și m-am gândit, spune stăpânul, de 3 ani tot vin și n-am găsit fructe niciodată. M-am gândit, pe de o parte, că stăpânul acesta avea un interes special pentru smochin. El l-a luat, l-a pus în via sa, el venea să caute rod, spune, eu am venit să caut rod, nu l-a trimis pe îngrijitor sau poate pe cineva din casă să zică, ia vezi cum este smochinul, a făcut sau nu rod și dacă a făcut, adum și mie câteva, nu. Spune, eu am venit să caut, avea un interes special și mă gândeam ce încurajator să știi că Dumnezeu, că ești în atenția lui Dumnezeu. Că ești în atenția lui, că este atent la viața ta. La urma urmei, de asta era smochinul acolo, pentru că dorința stăpânului a fost să aibă un smochin în via lui, un smochin care să aducă rod. Ce încurajator să știi că stăpânul te vrea în via lui, te vrea în proprietatea lui, te vrea acolo lângă el. Dumnezeu, m-am gândit și m-am încurajat, este interesat. Dar mi-am dat seama că simpla prezența smochinului în vie nu l-a mulțumit pe stăpân. Smochinul era acolo, poate că a făcut și frunze, nu știu, îmi imaginez, frunze, avea umbră în jurul lui, nu știu. Dar nu l-a mulțumit pe stăpân.
Stăpânul venise pentru roadă și mi-am dat seama că simpla mea prezență în adunare nu e de ajuns ca să-L mulțumească pe stăpân. Pe Dumnezeu până la urmă m-am gândit, nu-L interesează că predic de una, două, trei ori sau eu știu de câte ori pe lună. Pe Dumnezeu până la urmă nu-L interesează că am ore pe care le petrec în studiu. Până la urmă pe Dumnezeu nu-L interesează prezența neapărat, asta e cu totul alt subiect. Până la urmă pe Dumnezeu îl interesează roada. Să se uite în viața mea și să vadă roadă. Ce rost are să ascultăm sute de predici și să nu trăim decât una, două? Ce rost are să venim duminică de duminică, să bifăm că am fost la adunare și totul să ne jurăm soțiile? Ce rost are să vorbim în curtea adunării ca niște mari teologi și acasă să punem sticla de vin pe masă? Simpla prezența smochinului nu l-a mulțumit. Pentru că până la urmă el venise pentru roadă, să vadă roadă. Mi-am dat seama, Dumnezeu este proprietarul viei, nu-i așa? Dumnezeu avea tot dreptul, era îndreptățit să aștepte rod. L-a pus să aducă rod, îl pusese în locul cel mai potrivit și aștepta să vadă rod. Aș vrea să vă spun în al doilea rând că Dumnezeu este îndelung răbdător. Un al doilea lucru pe care vreau să-l subliniez este Dumnezeu este îndelung răbdător. Observați, asta a fost prima parte, versetul 6, mergem mai departe, versetul 7, spune stăpânul acestui vier, iată că de 3 ani vin și caut rod, de 3 ani, ar fi trebuit să aducă roade din belșug și nu a găsit. De 3 ani vin și caut rod. Și pe lângă asta, i s-a mai acordat, vom ajunge noi și vom vedea, încă un an, încă un an de grație. An după an, îmi imaginez, venea la smochin și nu era rod, nu găsea. Pleca trist. Spune, când amintește că el stă acolo degeaba, spune ceva de genul, consumă resursele solului degeaba. Stătea acolo de 3 ani, consuma și nu producea nimic. 3 ani, mult timp. Mă gândeam, Dumnezeu este stăpânul acela, este îndelung răbdător. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu îndelung răbdător și puteți să vedem asta de la începutul Bibliei până la sfârșit. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu îndelung răbdător. M-am gândit, dacă nu ar fi așa, cine ar fi fost prezent într-un astfel de loc în această dimineață? Dumnezeu este îndelung răbdător. Spune Petru că el are o îndelungă răbdare pentru voi, 2 Petru 3:9. Și parcă o descriere reluată mereu și mereu în Vechiul Testament și nu numai, Dumnezeu este îndelung răbdător, vedem în psalme, nenumărat psalmi, spune acolo, Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate, la fel și Iona recunoaște asta, Dumnezeu este îndelung răbdător, Dumnezeu este îndelung răbdător, mereu citim și auzim asta. M-am gândit și permiteți-mi să fac o paranteză. Dumnezeu este îndelung răbdător și cât de remarcabil a fost arătată asta față de mine, față de fiecare dintre noi, nu-i așa? Cât de remarcabil a fost arătată, dacă ne uităm în vechime, în zilele lui Noe, spre exemplu. Ne spune acolo Cartea Sfântă că era în așteptare, probabil numai puțin de 120 de ani, când Noe a fost un propovăduitor al neprihănirii. Când Petru, în Noul Testament, vorbește de zilele lui Noe, el spune că îndelunga răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare. Era în așteptare. Dumnezeu, imaginați, în așteptare. Îndelung răbdător. Spune Geneza, capitolul 6, că răutatea oamenilor era mare. Dumnezeu s-a uitat pe pământ și pământul era stricat. Fiecare făptură își stricase calea, spune acolo. Dumnezeu a văzut răutatea oamenilor și a zis, voi trimite potopul, voi nimici fiecare făptură, pentru că fiecare făptură și-a stricat calea. Geneza, capitolul 6. Și a zis lui Noe, eu am să trimit un potop. Spune Scriptura că Noe era neprihănit, a căpătat milă de la Dumnezeu. Și a zis, Noe, am să-ți faci o corabie, pentru că am să trimit
un potop. Și imaginez pe Noe 120 de ani aproximativ. 120 de ani în care Noe construia corabia. Oamenii veneau, Dumnezeu era îndelung răbdător, aștepta. Oamenii veneau, îl batjocoreau pe Noe. Auzi, să-și facă corabie, o imensă corabie pe uscat. Noe, unde pleci? Că e uscat. Nu văzuseră ploaie. Oamenii îl batjocoreau. Oamenii la avertizările lui Noe râdeau. Dumnezeu era îndelung răbdător. Aproximativ 120 de ani. Mai mult. Mi-a tras atenție, m-am uitat în Geneza. Spune când a intrat Noe în corabie, nu a venit imediat ploaia. A intrat Noe în corabie și spune Scriptura că după 7 zile, după 7 zile, a început să curgă, să cadă apele. Mă gândeam, oare de ce 7 zile? Oare de ce, dacă îmi permiteți să-mi imaginez, oare de ce a mai ținut Dumnezeu 7 zile ușa corabiei deschisă? Oare de ce? 7 zile. Și apoi a venit ploaia, spune. Nu știu să vă spun sigur, poate că aștepta să mai vine cineva, nu știu. Ce știu este că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu îndelung răbdător. Dacă n-ar fi fost îndelunga lui răbdare, cu siguranță n-am fi fost aici. Dar iată-ne. Să credeți, spunea Petru, că îndelunga răbdarea lui Dumnezeu înseamnă mântuire pentru voi. Mântuire pentru mântuirea noastră. Pe lângă faptul că Dumnezeu este îndelung răbdător, a venit stăpânul la smochin 3 ani și am observat noi, citind textul, că a mai fost încă unul. Aș vrea însă să vă spun, dragii mei, pe lângă acest lucru, aș vrea să reținem că îndelunga răbdarea lui Dumnezeu are o limită. Îndelunga răbdarea lui Dumnezeu are o limită. Pentru că, uitați-vă în text, ultima parte a versetului 7. A venit, a văzut că nu are rod, de 3 ani vin și caut și zice stăpânul, taie-l. Taie-l. La ce să mai cuprindă pământul degeaba? Cum spune românul, la ce să mai facă umbră pământului degeaba? Taie-l. De ce? Pentru că există o limită a răbdării lui Dumnezeu. Tăierea, mă uitam prin Scriptură, este chiar un simbol al judecății și putem să vedem asta în Vechiul Testament. Chiar în Osea, capitolul 2, versetul 12, m-am uitat acolo, scria la fel despre vie și smochin. La fel în Noul Testament, când Domnul Iisus Hristos vorbește despre noi ca mlădițe, spune că pe acea mlădiță care nu aduce rod, Tatăl o taie. Taie. M-am uitat și mă gândeam, Dumnezeu are o îndelungă răbdare și asta este încurajator. Mi-am dat seama că există și o limită și asta s-a întâmplat în istorie. Vă spuneam de Noe, nu-i așa? Petru ne spune că îndelunga răbdare a lui Dumnezeu era în așteptare și totuși ne spune acolo Petru că doar câteva suflete au scăpat. Potopul a venit. Potopul a venit. Mai mult mi-a atras atenția, pentru că m-am uitat în Geneza 7, când spune că a venit potopul, a venit ploaia, știți ce s-a întâmplat? Domnul a închis ușa. Dumnezeu a închis ușa, nu Noe. Dumnezeu a închis ușa la corabie și a zis, până aici. Dați seama că există o limită a răbdării lui Dumnezeu. Nu că Dumnezeu își pierde răbdarea ca noi oamenii, ci este o limită impusă de sfințenia caracterului său, de acea dreptate divină care zice până aici. Mă gândeam că a fost o limită a răbdării lui Dumnezeu și în vremea cetăților Sodoma și Gomora. Vă aduceți aminte? Păcatele lor ajunsese până la Dumnezeu. Până la cer, trăiau într-o mizerie greu de explicat. Și Dumnezeu a zis până aici. Și a venit pedeapsa lui Dumnezeu. Și marea moartă din Israel ne stă mărturie astăzi. Acolo, se spune, au fost cetățile Sodoma și Gomora și nu-i nimic. E doar marea moartă. Nici o vietate, nimic. Locul cel mai jos al pământului. Pentru că Dumnezeu când a spus până aici, până aici a fost. Pentru că Dumnezeu este răbdător, dar are o limită.
Și asta e impusă de sfințenia sa. M-am gândit la un alt exemplu, poporul Israel. La fel spune Scriptura, Dumnezeu le-a suferit purtarea, a suferit purtarea, ce expresie, timp de 40 de ani prin pustie. Și apoi au urmat pedepse și pedepse pentru ei. Uitați-vă în istoria lor. Mă gândeam la Iona. După peripeții, ajunge în cetatea Ninive, Dumnezeu acolo îl trimite. Și zice Iona, asta era mesajul lui Dumnezeu, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Încă 40 de zile. De ce? Este un timp al harului, da. Este un timp în care Dumnezeu are îndelungă răbdare, da. Dar a fost și acel cuvânt, încă. După acel cuvânt, Dumnezeu spune până aici. Lucrurile s-au terminat frumos pentru că s-au pocăit și știm ce s-a întâmplat acolo. Dar Dumnezeu are o limită a răbdării Lui. Știți? Însă, ce ne mai ține pe noi în picioare acum? Știți ce ne mai ține pe noi la acest sfârșit de an? Știți de ce încă mai suntem noi aici? Uitați-vă în următorul verset, versetul 8. Datorită intervenției pline de har a vierului. Datorită intervenției pline de har a vierului. Doamne, spune vierul, mai lasă-l și anul acesta. Mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur, am să-i pun gunoi la rădăcină. Și ne putem da seama atât de ușor cine este acest vier, cine este acest mijlocitor pentru noi, Domnul Iisus Hristos. M-am gândit, oare intervenția asta, de câte ori a fost în dreptul meu? Oare de câte ori a fost în dreptul dumneavoastră? V-ați gândit? Mai las. Dar uite, de atâta timp vine și nu se întâmplă nimic, mai lasă-l. Am să mă ocup de el într-un mod special. Mi-l imaginez pe vier că spune, mai dă-i un an de har, de îndurare. Parcă spune, mă voi ocupa de el într-un mod special. Voi investi mai mult, mă voi ocupa, voi cheltui, voi sacrifica din timpul meu, din energia mea. Doar o să aducă roade. Mai lasă-l. Și în acest verset 8, pe de-o parte, eu văd o mijlocire profundă. Doamne, mai lasă-l. Văd o preocupare personală. Vierul a zis să se ocupe. O preocupare personală. Am să îl sap, am să-i pun gunoi, am să mă ocup de el, să aducă roadă. Dar este și o așteptare specială. Următorul verset 9. O așteptare specială. Pentru că spune acest verset, poate de acum înainte o să aducă rod. Poate. O altă traducere spune, poate pumul va rodi în anul următor. M-am gândit, de ce poate? N-a știut Dumnezeu? Nu știe Domnul Iisus o să aducă sau nu o să aducă? Poate, de acum înainte. M-am gândit, oare de ce? Noi nu știm cum s-a terminat pilda aceasta, ați observat? Nu știm. O fi adus, nu fi adus rod? O fi fost tăiat sau nu? Nu știu. Știți de ce? Pentru că finalul, dragii mei, îl scriem fiecare dintre noi, în dreptul nostru. Poate o să aducă rod. Noi vom da răspunsul și noi vom scrie, dacă vreți, finalul acestei pilde. Fiecare dintre noi vom ști ce se va întâmpla cu noi pe mai departe. Pentru că spune vierul, de acum înainte, a pregătit totul, o să facă totul, dar ce se va întâmpla de acum înainte, spune. Ce se va întâmpla cu mine, ce voi face eu și ce veți face dumneavoastră. Și dacă e să-mi dorești ceva cu ardoare la acest sfârșit de an și început de an 2013, este să știu că nu să se oprească stăpânul în dreptul meu și să fie dezamăgit. Mi-aș dori să... Dacă e să-mi doresc pe anul care vine un lucru, ar fi așa cum am și rugat, să se vadă roadă în viața mea, roadă pe care Dumnezeu să o vadă, roadă care să-L bucure pe stăpân. Și asta vă doresc și dumneavoastră. Dar, dragii mei, nu sunt aici nici să forțez, nici să manipulez cum se crede, nici să sperii pe cineva. Dar aș vrea să vă spun că este un har limitat. Un har limitat. Uitați-vă la ultima parte a versetului 9. Așa se încheie textul.
Așa se încheie pasajul. Spune, dacă nu, adică după toată intervenția, după toată cercetarea, după toată preocuparea intensă, după tot ce voi face, dacă nu, adică dacă nu va aduce rod, îl vei tăia. Știți de ce a fost pusă pilda aceasta? Observăm la începutul capitolului 13. Domnul Iisus Hristos a spus această pildă ca să lămurească lucrurile puțin în mintea oamenilor. Se gândeau, poate că unii au fost pedepsiți, au avut parte de lucruri rele și chiar au murit, pentru că au fost mai păcătoși decât alții. Spune Domnul Iisus Hristos și în versetul 3 și în versetul 5, eu vă spun, dacă nu vă veți pocăi, toți veți pieri la fel. Dacă nu vă veți pocăi, toți, dacă vreți să fac legătură cu pilda, veți fi tăiați. Pentru că până la urmă, dragii mei, în viața noastră, cum spunea Ioan Botezătorul, trebuie să se vadă acele roade vrednice de pocăința noastră. În concluzie, am spus că am să repet ideile doar mai citind câteva versete. Am spus că Dumnezeu este stăpânul, nu-i așa? El este proprietarul. El ne-a sădit, dacă vreți, în via Lui, în proprietatea Lui. Suntem ai Lui. Nu am venit la întâmplare așa cum se crede și nici nu ne tragem din maimuță. Dacă sunt oameni care vor să creadă că mama lor la început a fost maimuță, eu vreau să cred și cred că Dumnezeu este stăpânul, El este creatorul. El, spune, a sădit în via Lui un smochin. 2. Am spus că Dumnezeu este îndelung răbdător. Și am văzut asta în dreptul fiecăruia, nu-i așa? M-am uitat la mine, a trecut un an, de câte ori, câte suișuri și coborușuri, oare nu am avut. Dar Dumnezeu a fost îndelung răbdător. Și spune Cartea Sfântă, 2 Petru 3:9, Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, observați, să nu piară, așa cum era în Luca 13, și ce să se întâmple? Ci toți să vină la pocăință. De ce? Pentru că am spus în al treilea rând, îndelunga răbdare a lui Dumnezeu are o limită. Și asta datorită sfințeniei caracterului Său, care la un moment dat va zice, taie-l, ajungi. Dragii mei, nu știm când Dumnezeu se va opri în dreptul nostru și va zice, taie firul vieții Lui. Taie-l. Și mi-am notat Roman capitolul 2 și mi-a dat de gândit, pentru că spune acolo, sau disprețuiești tu bogățiile bunătății îngăduinței și îndelungii Lui răbdare. Observați, îndelunga Lui răbdare din nou. Nu vezi tu că bunătatea Lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință, dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecății a Lui Dumnezeu. Observați exact ce spunea mai înainte. Dreapta judecată a Lui Dumnezeu. Dragii mei, însă, nu este prea târziu să venim cu pocăință înaintea lui Dumnezeu. Nu este prea târziu ca la acest sfârșit de an să putem să zicem, Doamne, atât de mult îmi doresc ca lucrurile să stea, să fie altfel. Pentru că avem un mijlocitor, pentru că a venit vierul și a zis, mai lasă. Mi-am notat când autorul epistolei către evrei spune în capitolul 7, vedem în versetul 25, Evrei 7:25, de aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Avem un mijlocitor pe Domnul Iisus Hristos care poate, în dreptul dumneavoastră, a zis, mai lasă-L. Am ajuns la sfârșitul anului. V-ați gândit vreodată, oare în ce perioadă suntem? Oare că suntem în acei 3 ani? Cine știe? Dar dacă suntem în acel an de grație și acel an de grație se termine chiar acum, poate că a fost
mâna Lui care a tot lucrat în viața noastră. Adică a tot cercetat și poate a venit printr-un om care a zis, uite, citește ce spune Cartea Sfântă. Poate că a venit și a lucrat în viața ta, uite, vino și tu la adunare să vezi adevărul, să asculți un cuvânt din Scriptură. Poate că în diferite feluri a cercetat viața ta. A te gândit oare cât timp mai este din acest har, din acest timp de har. Se spune că după o predică, întotdeauna va trebui să îl ajuți pe om, pe ascultător, să ia decizii noi. Să se decide, spre exemplu, pentru Domnul Hristos, să ia decizii noi în viață. Dacă ești să-mi dorești ceva după un cuvânt pe care îl rostesc, este să pot să îl aduc pe om înaintea lui Dumnezeu, dincolo de ceea ce am spus, să stea de vorbă cu el. Să stea omul înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și să zică, Doamne, dincolo de slăbiciunile acestui tânăr, l-am auzit, îmi vorbește, îmi dă detalii despre smochin și eu știu, dincolo de toate astea, Doamne, vreau să stau înaintea Ta cum sunt, cu sau fără rod la acest sfârșit de an. Cum mă vezi Tu acum? Și dacă e să-mi doresc ceva, dacă am văzut că lucrurile nu sunt în regulă, că nu este rod, să putem să luăm decizii la acest sfârșit de an, așa cum spune textul. Doamne, de acum înainte, de acum înainte vreau să aduc rod pentru Tine. Și asta e dorința mea și asta vă doresc și dumneavoastră. Amin.